Doamnelor, domnilor, bună seara și bine v-am găsit. Vă invit să urmăriți TV Sighet. Începe emisiunea Portret de Candidat. După cum bine știți, pe data de 10 mai a început campania electorală pentru cele două tururi de scrutin din data de 9 iunie, adică pentru alegerile locale, cât și cele europarlamentare. Este o perioadă în care candidații își prezintă proiectele, inițiativele și ideile de dezvoltare a comunității din care fac parte și încearcă să câștige sau să recâștige încrederea cetățenilor. Invitata mea în seara aceasta este doamna Anuța Enea Bizău, primarul comunei Bogdan Vodă și candidat PNL pentru un nou mandat de primar. Bună seara și bine v-am găsit! Bună seara și vă mulțumesc pentru invitație! Și eu vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Doamna Bizău, cum a debutat în Bogdan Vodă campania electorală? Campania electorală a debutat încă din data de 10 iunie. Unii au început chiar de dinainte să facă campanie. Ce să vă spun? Referitor la campania pe care eu o fac, este o campanie de prezentare a proiectelor, a realizărilor din cele două mandate, dar și o prezentare a viitoarelor proiecte pe care le am pentru comunitatea noastră. Până la urmă, așa e și normal să se facă. Exact. Nu consider că este o campanie electorală corectă atunci când nu știi ce ai de făcut, doar vii să ataci, să jignești. Aceste lucruri pe mine nu mă caracterizează și am candidat de două ori în celelalte două mandate. Niciodată nu am jignit pe nimeni. Am venit și am spus cetățenilor ceea ce doresc să fac pentru comunitate și pentru locuitorii ei. Cred că toată lumea este sătulă de enumerarea nemulțumirilor sau de acuzații. Oamenii până la urmă așteaptă soluții concrete de la fiecare candidat în parte. Cum se situează echipa PNL Bogdan Vodă față de ceilalți competitori, ca să spun așa? Cum arată peisajul politic? Echipa PNL Bogdan Vodă este o echipă de oameni harnici, oameni cinstiți, oameni corecți, oameni muncitori care au demonstrat ceva în cariera lor sau în activitatea pe care o desfășoară. Eu zic că am ales cea mai bună echipă, o echipă cu care o să reușesc să-mi duc în continuare proiectele pe care le am, dar și celelalte care le voi depune de acum înainte. Înainte să vorbim despre echipa alături de care vă prezentați în fața cetățenilor pentru a le cere încrederea și votul, aș dori să vorbim un pic despre ultimul mandat. Cum au fost cei 4 ani pentru dumneavoastră ca și primar? Cei 4 ani de mandat pot să spun că au fost niște ani grei. În sensul că am avut de implementat niște proiecte grele, grele în sensul că atunci când faci o rețea de canalizare, mai și deranjezi pe unii, pe alții. Există și nemulțumiri, pentru că, vă dați seama, încurci circulația în zona respectivă, nu reușești probabil să faci toate reparațiile drumurilor unde s-a pus rețeaua. Dar în timp, cetățenii au înțeles, pentru că din 2020 am început canalizarea, cetățenii au înțeles, au fost foarte așa cooperanți și sigur că am reușit să duc proiectul la bun sfârșit. Deci eu consider că din mandatul acesta, cel mai greu proiect a fost cel cu canalizarea. Am reușit să punem în funcțiune canalizarea, stația de epurare. Deci eu zic că este una dintre cele mai mari realizări din acest mandat. Pentru că o comunitate care nu are un sistem de canalizare, vă dați seama că nu poate vorbi despre alte investiții majore. Exact. Nu poți vorbi despre alte investiții. Nici de cum nu am considerat că ar fi benefic să asfaltezi străzi înainte să faci canalizare.
Sigur că acum, după ce canalizarea este finalizată, o să urmeze în perioada următoare să începem la proiect, să începem să lucrăm la proiectul de asfaltare a străzilor din comună. Proiectul este pe programul de investiții Angel Saligny. Se referă la asfaltarea străzilor atât din Bogdan Vodă cât și din Bocșcoiel. Avem procedura de licitație finalizată, doar că avem o contestație și așteptăm să vedem care va fi rezultatul și sigur că până la, să zic eu așa, în vara aceasta, sper să începem să lucrăm și la asfaltarea străzilor. Asta mi-am dorit încă de la bun început, doar că trebuia să încep cu începutul. Și nu puteam să o iau de la capăt. Toate etapele și până la urmă cred că oamenii înțeleg că nu se poate dezvolta comunitatea fără șantiere de lucru, fără un pic de deranj care până la urmă este absolut necesar. Da. Cât de important este să ai o strategie și să implementezi proiectele după un anumit plan bine stabilit, exact cum ați spus dumneavoastră, mai întâi faci canalizarea și după asfaltarea, nu invers, deși da. Știm că sunt localități unde se fac aceste lucrări, astfel de practici, tocmai pentru a mulțumi cumva electoratul. Eu zic că este foarte important să le iei în ordinea priorităților. Să ai o strategie care să aducă beneficii comunității și ele să fie luate în ordine. Sigur că partea de infrastructură mi se pare cea mai importantă, partea de apă, canalizare. Și acum vreau să mă refer un pic și la proiectul de apă, pentru că odată cu rețeaua de canalizare, am mers în paralel și cu o nouă rețea de apă. La acest proiect avem finanțare din Programul Național de Dezvoltare Locală, etapa a doua, program care se va finaliza la sfârșitul anului 2024. În cadrul acestui proiect am avut rețea, deci am avut de implementat proiectul prin amplasarea unei noi rețele de apă, deci am extins rețeaua de apă, dar tot în cadrul acestui proiect este și extinderea rețelei electrice până la stația de tratare. Deci există stația de tratare, doar că atunci când s-a făcut acea stație de tratare, în urmă cu mai mulți ani, nu exista curent în zona respectivă, pentru că noi aducem apa de pe teritoriul comunei Ieud. La momentul acela, așa a fost decizia conducerii din vremea aceea, pentru că pe teritoriul comunei noastre s-a căutat, nu s-a găsit probabil apă suficientă pentru a alimenta toată comuna, ambele sate, atât Bogdan Vodă și Bocșcoiel, și în colaborare cu comuna Ieud s-a adus apa de pe teritoriul comunei Ieud și înțelegerea a fost atunci ca să alimenteze și un cartier al comunei Ieud, care nu avea în momentul respectiv apă. Extinderea rețelei de electrice o vom face în acest an, întrucât trebuia să așteptăm până când comuna Ieud a extins rețeaua până la stația lor de tratare, după ce au făcut procesul, după ce au avut procesul verbal de punere în funcțiune al rețelei electrice, abia apoi putem noi să ducem mai departe până la locația unde este stația noastră de tratare. Demersurile sunt începute, în sensul că avem avizul de racordare de la rețeaua electrică încă din toamna anului trecut. Vom duce până la sfârșitul anului, pentru că până atunci trebuie finalizat proiectul, vom duce curentul electric la stația de tratare și sigur că apa va putea fi tratată, clorinată cu ajutorul curentului electric. Nu știu de ce s-a luat această decizie. Părerea mea era că prima dată trebuia extins curentul și abia apoi făcută stația. Mai deci, ales că stația este mare consumatoare de exact. Curent. Deci fără curent electric nu văd cum puteai să amplasezi o stație de tratare apei. Dar asta a fost situația. Deciziile nu le-am luat eu la momentul respectiv, pentru că nu eram eu în administrație în perioada respectivă. Încercăm să rezolvăm problemele pe parcurs.
V-am spus, demersurile sunt făcute și această problemă o vom rezolva în cursul acestui an. Știu că ați gândit cumva o soluție și tocmai pentru consumul mare, pentru consumul mare de curent și ați realizat acel proiect cu panouri fotovoltaice. Da, un alt proiect extrem de necesar pentru comuna noastră, în sensul că cunoaștem cu toții care sunt costurile energiei electrice și am depus acest proiect tocmai în ideea de a deveni independenți din punct de vedere energetic. Consumul electric pe care îl avem în comună, la instituțiile publice și mai ales la iluminatul public din cele două localități, dar și la stația de pompare care duce apa spre satul Bocșcoiel, deci consumul fiind mare, aceste panouri fotovoltaice vor scădea, să zic, costurile curentului electric, iar pompele de căldură vor scădea costurile cu lemnul, cu materialul lemnos din perioada rece a anului. Toate instituțiile au fost incluse în acest proiect. E vorba despre cele două clădiri ale școlii, grădinița, inclusiv sediul ISU, sediul Gărzii de Intervenție Bogdan Vodă din cadrul ISU, care se află la noi în localitate, dispensarul, stația de pompare a apei, sediul primăriei, iluminat public din Bocșcoiel, iluminat public la noi în Bogdan Vodă. Deci eu zic că este o mare realizare, întrucât aceste costuri fiind mari, sumele respective le vom putea folosi în alte proiecte. Deci iată că aceste proiecte aduc și economii la buget. Păi sigur, aduc economii la buget, pentru că tot timpul un bun administrator trebuie să se orienteze ca să facă cheltuieli cât mai mici pentru utilitățile care le avem în localitate, să ne rămână bani pentru partea de cofinanțare la toate proiectele pe fonduri europene. Care știm că sunt mari. Apropo, cum v-ați descurcat cu cofinanțările? În multe localități a fost o mare problemă. Unele administrații chiar au fost nevoite să renunțe la proiecte importante, tocmai din lipsa acestor cofinanțări. Unele localități, pe de o parte, și-au asumat luarea unui credit bancar, altele nu și-au asumat acest lucru. Cum ați procedat dumneavoastră? Să știți că la foarte multe proiecte nu am avut cofinanțări foarte mari. Cofinanțare mai mare am avut la proiectul de canalizare, întrucât suma care se poate solicita pe un proiect de canalizare este 1 milion de euro. Rețeaua fiind destul de lungă, de 12 km de rețea, nu a acoperit cu toate costurile cu stația de epurare. Partea de infrastructură a fost eligibilă în proiect, iar partea de componente, dotarea stației, nu a fost eligibilă. Și de asemenea, am mai avut și racorduri. O parte din racorduri au fost eligibile, iar o parte din racorduri le-am suportat din bugetul local. Eu zic că ne-am descurcat destul de bine. Am mai avut ajutor și de la Consiliul Județean, așa cum știți că în fiecare an se repartizează comunelor și din bugetul Consiliului Județean. Eu zic că ne-am descurcat și sperăm să ne descurcăm și pe viitor. Așa este. Știți, în perioada campaniei electorale, un primar în funcție, înainte să prezinte oamenilor proiectele de dezvoltare pe care le gândește în viitor, cumva trebuie să-și prezinte și realizările. De aceea vă mai întreb și cumva insist pe investițiile care s-au făcut în ultimii 4 ani, pentru că sunt convinsă că și cetățenii merită să știe acest lucru ca să vadă mai departe dacă meritați sau nu să vă acorde încrederea. În afară de aceste două proiecte, trei de fapt, despre care vorbeam, este vorba despre canalizare,
reabilitarea și extinderea rețelei de apă și cel cu montarea panourilor fotovoltaice, mai avem multe proiecte care nu le putem finaliza pe toate până la sfârșitul mandatului, pentru că mandatul acesta se termină abia în septembrie, și care vor continua și în celălalt mandat. Spre exemplu, așa cum în mandatul acesta am finalizat și proiecte care le-am început în primul mandat, tot așa o să finalizăm proiectele care le începem în acest mandat, le vom finaliza în următoarea perioadă de timp. Am văzut că din punct și vroiam să și da, vroiam să vă rog. Și dau exemple de proiecte din acest mandat. Spre exemplu, ieri am emis ordinul de începere al lucrărilor pentru reabilitarea școlii din Bocșcoiel. Sigur că unii o să spună la ce trebuie să reabilităm școala din Bocșcoiel, pentru că nu mai sunt copii acolo. Copiii aducem la Bogdan Vodă cu microbusul școlar. Chiar dacă nu mai avem acolo copii, eu zic că o clădire care se află în centrul comunei, lângă biserică, lângă căminul cultural, nu trebuie lăsată să se degradeze, să se dărâme, să zic așa. Este o clădire care poate să fie reabilitată și care în timp o să-i schimbăm, după reabilitare, o să-i schimbăm destinația în funcție de nevoile cetățenilor din localitate. Ne-am gândit la ce am putea să facem, să vedem pe parcurs după ce o reabilităm. Sigur, până la urmă fiecare clădire. Luni, da, luni avem predarea amplasamentului, deci ordinul de începere este, a lucrărilor este emis, luni vom preda amplasamentul constructorului și vor începe lucrările de reabilitare la această clădire. În cadrul proiectului respectiv, pentru că fiind un proiect din PNRR, la toate clădirile reabilitate vor trebui amplasate și două stații de încărcare, pentru că e obligatoriu. Deci se dă finanțare separat pentru cele două stații de încărcare la toate proiectele care de reabilitare, ca așa se da, și numesc, așa reabilitare așa energetică, reabilitare energetică proiecte. A clădirilor. Deci tot acolo, în curtea respectivă, în curtea școlii, va trebui să amplasăm și cele două stații care sunt obligatorii a fi amplasate în cadrul proiectului. După aceea, tot în curs de realizare, proiect care l-am început în acest mandat cu ajutorul Consiliului Județean, cu finanțare de la Consiliul Județean, este piața tradițională, o piață construită în stil tradițional, deoarece ne aflăm în zona de protecție a monumentelor istorice și cei de la urbanism, de la Consiliul Județean, au spus că în această zonă ar fi frumos să existe o piață tradițională unde producătorii locali să poată să-și vândă produsele, să poată să își expună marfa și nu numai producătorii tradiționali, producătorii locali, pentru că sunt și alte persoane care vin în piață și își vând marfa. De fapt, sunt persoane care oarecum din asta trăiesc. Da, și mai ales că în perioada aceasta aceste târguri de produse tradiționale sunt și o atracție pentru turiștii și vizitatorii care ajung în Maramureș în perioada verii în exact. Special. Și poate fi valorificată și din punct de vedere turistic. Deci v-ați concentrat și pe centrul civic. Da, este aproape finalizată piața. Acum se lucrează la montarea meselor în piață. Poarta este montată, este o poartă în stil tradițional, bine, nu din aia foarte scumpă, dar păstrează specificul tradițional al Maramureșului istoric. De asemenea, mesele de unde își vor expune produsele sunt la fel și ce să vă spun? O să vă invităm la inaugurare, probabil, și o să vedeți mai multe. Da, așteptăm. Ce spun meșterii și producătorii locali despre această piață? Că până la urmă... Deci vreau să vă spun că era o zonă unde nici nu vreau să-mi amintesc. Foarte multă lume considera că acolo este un loc unde să-și pună toate, să zic eu, mizeriile din curte, fie lemne, fie materiale de construcții. Deci vreau să vă spun că
am ținut din adins ca în zona respectivă, fiind în centrul comunei, să fie ordine, să fie curățenie, pentru că, de fapt, asta este cartea noastră de vizită, curățenia și mai ales cea din zona centrală. Așa și este. Nu numai. Pentru că, în calitate de cadru didactic, în fiecare an am organizat activități de curățenie pe malul râului Iza, prin toate zonele, atât cele centrale cât și periferice. Și să știți că încă mai, eu știu, unii dintre noi mai avem acel obicei de a arunca resturile sau, eu știu, diferite materiale de construcții prin locuri care nu sunt prea, să zic locuri așa, publice, expuse. Da. Nu sunt prea expuse, dar nu este bine și încercăm să educăm populația încă de la școală să știe că trebuie să păstreze curățenia, pentru că numai așa putem să ne dezvoltăm, numai așa putem să trăim într-un mediu curat și sănătos. Așa este, până la urmă trebuie insistat pe educație, până la urmă de acolo pornește. Știu că v-ați concentrat și în ceea ce privește infrastructura școlară și de educație, tocmai pentru că la bază sunteți dascăl și știați foarte bine nevoile care sunt acolo. Da, sigur că da. Deci după ce în primul mandat am reabilitat toate clădirile școlii, acum sunt și eficiente din punct de vedere energetic. Tocmai ieri am semnat contractele pentru cele două loturi care le-am avut în licitație, adică dotarea cu mobilier nou, atât a școlii cât și a grădiniței, dar și dotarea cu echipamente IT. Am avut licitație, în licitație fiind produse diferite, trebuia să avem două loturi de produse. Am semnat contractul ieri pentru ambele loturi. Începând de săptămâna aceasta o să urmeze livrarea a materialelor pe care le vom achiziționa și vor fi montate în sălile de curs pentru ca acești copilași să poată să beneficieze de toate dotările moderne ca și în orașe. De altfel, să știți că eu am lucrat, am predat și în alte școli din oraș, să zic așa, eu sunt fiind titulară la un liceu de aici, din Sighetul Marmației, să știți că condițiile de la noi, de la școala din Bogdan Vodă, sunt identice cu orice școală din oraș. Acum, sigur că... De multe ori sunt și mai bune, din păcate. De multe ori, probabil și mai bune. Acum, vă dați seama că odată cu dotarea cu echipamente de ultimă generație, display, calculatoare, deci absolut tot ce are nevoie, laboratoare, da. Absolut tot ce are nevoie o școală, va avea școala din Bogdan Vodă. Pe lângă mobilierul care va fi schimbat cu unul nou, o să vedeți că toate lucrurile vor decurge cât se poate de bine și se vor schimba în bine. Bănuiesc că prin aceste proiecte de investiții în infrastructura școlară, vă gândiți nu doar să le oferiți condiții mai bune copiilor și elevilor și dascălilor, ci și să-i determinați să nu-și mai ducă copiii în oraș, pentru că, cu siguranță, probabil sunt și părinți din Bogdan Vodă care își duc copiii la școală în oraș. Să știți că noi, fiind un pic mai la distanță, de oraș, nu se prea întâmplă, doar atunci când, de exemplu, sunt doi frați, unul dintre ei se duce, să zic, la un liceu din Sighetul Marmației, atunci părinții preferă ca și pe cel mai mic să, deci strict de nevoie. Da, să-l ducă să stea împreună. Da, știu că, într-adevăr, în localitățile din apropiere, încă din anii trecuți, care sunt la foarte mică distanță de Sighetul Marmației, e o modă, da, pentru că și părinții fac naveta în oraș la, mă rog, la serviciu, la locurile. La serviciu, da? Și poate le este mai și atunci le este mai la îndemână să-i ducă cu ei. Dar la noi se mai întâmplă, dar nu foarte des. Asta este foarte bine. Continuăm discuția după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți cu TV Sighet, revenim imediat.